Alarma s-a dat dimineață la ora 5 și 55 de minute. Potrivit scenariului, o explozie a avut loc la combinatul chimic din Târgu Mureș. Au fost 60 de victime și s-a activat automat planul roșu. Exercițiul este extrem de important pentru că așa putem să învățăm și să ne pregătim mai bine. N-are nimic cu războiul din Ucraina, este planificat de mult mai mult timp, a fost întrerupt din cauza pandemiei. Locuitorii din Târgu Mureș și din vecinătate au primit și mesaje RoAlert. Deși în text era specificat că este o simulare, autoritățile au primit apeluri la 112. Au fost 10-15 persoane care au sunat și au întrebat dacă e un caz real. Operatorii i-au liniștit, le-au spus că de fapt e exercițiu și că acest exercițiu va ține până vineri inclusiv. Exercițiul are mai multe etape. În prima fază se intervine doar pe plan local și județean, după care situația se va înrăutăți și se va solicita sprijin național. În ultima etapă se va activa mecanismul european de protecție civilă și vor sosi echipe din 10 țări. Printre ele se numără Italia și Germania, care vor trimite spitale de campanie mobile. În momentul ăsta, în punctul medical avansat, avem 26 de victime, din care 5 victime de cod roșu, restul de cod galben și cod verde. Așteptăm sprijinul echipelor internaționale. Exercițiul din aceste zile de la Târgu Mureș este cel mai mare în caz de accident chimic din Uniunea Europeană. Sunt angrenate peste 600 de persoane, echipe naționale și internaționale specializate în gestionarea unor astfel de situații, voluntari și observatori internaționali.